Bine v-am regăsit, români de pretutindeni, noi teme de actualitate la Un Doctor pentru dumneavoastră. În această seară, în prima parte, aritmiile și în a doua parte, demențele. Înainte însă de a trece la temele din această seară, facem un apel la calm și le spunem românilor de pretutindeni. Avem gânduri pline de afecțiune și solidaritate alături de românii de pretutindeni. Situația din Italia, avem o comunitate foarte mare de români acolo și facem un apel la calm, nu intrați în panică. Vă stăm la dispoziție, cel puțin în această emisiune. Orice ați vrea să ne întrebați, vă oferim informațiile pe care și noi le știm, așadar vă invităm să ne sunați. Vom avea și două corespondențe telefonice în direct, un medic cardiolog din Italia, Dr. Gheorghe Cerin va oferi informații și de asemenea un infecționist, Dr. Gheorghe Enache, va fi prin telefon în direct cu noi în această seară. Așadar, suntem alături de dumneavoastră și sperăm ca situația să se rezolve cât mai curând. Așa cum vă spuneam în prima parte a emisiunii, metode moderne de tratament în aritmii, invitatul meu, conferențiar doctor Radu Vătășescu, medic primar, cardiologie, aritmologie, competență electrofiziologie intervențională și dispozitive electronice cardiace implantabile, Spitalul de Urgență Floreasca. Bine ați revenit la Un Doctor pentru dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru invitație. Bună seara. Și noi vă mulțumim. Este o emisiune interactivă, așadar așteptăm întrebările dumneavoastră la numerele de telefon afișate pe ecran. Din acest moment, liniile noastre telefonice sunt deschise. De asemenea, suntem live pe Facebook, pe cele două pagini ale noastre, pagina TVR Internațional și pagina de Facebook a emisiunii Un Doctor pentru dumneavoastră. Așteptăm și acolo mesajele dumneavoastră. Nu uitați că suntem și pe platforma noastră tvrplus.ro și suntem și pe YouTube. Trebuie doar să tastați data de astăzi și numele emisiunii Un Doctor pentru dumneavoastră. Atât am și restul întreb specialistul. Bolile cardiovasculare constituie principala cauză de deces în lume și mai știm că aritmiile afectează milioane de oameni la nivel mondial. Ce sunt aritmiile? Am să încep întâi prin a vă explica cum funcționează inima. Inima este un organ care are funcție de pompă și care are o instalație electrică ce asigură o funcționare secvențială, ordonată, eficientă. Aritmiile sunt acele situații în care activitatea instalației electrice a inimii este tulburată, fie prin ritmuri foarte rare, fie prin ritmuri foarte rapide, fie prin ritmuri asincrone, ducând la scăderea eficienței activității mecanice a inimii. Unele din aritmii pot fi atât de grave încât sunt incompatibile cu viața dacă nu se intervine de urgență pentru stoparea lor. Și dacă tot am vorbit de cazul Italiei și de problema la nivel mondial cu acest nou virus COVID-19, coronavirus, înțelesesem că sunt afectați persoanele vârstnice cu probleme cardiovasculare, domnule conferențiar. Nefiind un expert în bolile infecțioase, pot totuși să spun că această nouă infecție afectează persoane care au în general o imunitate mai redusă. Aici, în aceste categorii, sigur, oamenii în vârstă sunt mai fragili, sau mai ales cei de vârste extreme de peste 80 de ani, dar și alte boli, inclusiv boli cardiovasculare asociate cu o imunitate mai redusă. Cum ar fi, de exemplu, pacienții cu insuficiență cardiacă. Nu sunt singuri, mai sunt și alte boli cronice severe, cum ar fi diabetul într-o fază avansată asociată cu complicații, bolile renale cronice, cu insuficiență renală cronică, pacienții care fac diverse tratamente imunosupresoare. Da, pacienții care au boli cronice ce afectează imunitatea sunt mai sever afectați de această nouă infecție. Sunt mai multe tipuri de aritmii, să revenim la tema noastră? Da, dacă am vrea să le clasificăm așa și coloresc, sunt aritmii cu ritmuri rare, în care inima bate mai rar decât ar trebui, aritmii cu ritmuri excesiv de rapide, disproporționat de rapide în raport cu necesitățile organismului și, mă rog, putem să mai încadrăm aici și niște tulburări care nu sunt aritmii propriu-zise, dar se cheamă tulburări de conducere intraventriculară, în care performanța cardiacă este afectată prin activarea discoordonată
cavităților inimii. Cam acestea ar fi trei grupuri mari de aritmii despre care am putea vorbi. Fiecare cu tratamentul lor. Vă rog, le putem, eu știu, împărți în ventriculare și atriale? Care ar fi mai periculoase? În mod sigur, aritmiile ventriculare reprezintă principala cauză de moarte subită aritmică cardiacă. Mai rar sunt asistolele sau disociațiile electromecanice. Dar în unele situații particulare și aritmii atriale, tahiaritmii, ca să fim mai preciși, aritmii rapide, ventriculare și respectiv atriale, pot să pună viața în pericol pacient în situații particulare. Nu orice aritmie ventriculară reprezintă sau poate să ducă la deces imediat, dar multe dintre ele au acest potențial. Ne scrie Doinița Mihalachi, ne spune salutări din Malaga, vă mulțumim foarte mult. Am avut de 2 ori o durere în piept cu transpirație și oboseală foarte mari, un mesaj foarte lung. Am fost la spital după ce mi-a făcut un EKG. Rezultatul a fost blocaj aurico-ventricular incomplet de ramă dreaptă, de grada 1. Rezultatul Holter bradicardia sinusală în 54% din registru, fără evidențe de pauze cardiace, extrasistole supraventriculare de mică densitate, extrasistole ventriculare de foarte mică densitate. Am 53 de ani, am 1,59 m, 63 de kg, merg la sală 5 zile pe săptămână și în weekend fac drumeții, sunt o persoană foarte activă. Alcool ocazional de 7 ani, am lăsat țigările. Sunt foarte îngrijorată de frecvența cardiacă. 60 de pulsații în timp ce fac sport și în repaus mai puțin de 50 de pulsații pe minut. Aș vrea să știu părerea dumneavoastră, proba de efort, foarte bună condiție fizică. Exact despre asta e vorba. O persoană antrenată, cum este ascultătoarea dumneavoastră, are frecvențe cardiace care în general sunt mai joase, atât în repaus cât și la efort. Acestea sunt doar semnul unei bune condiții fizice, unui antrenament foarte bun. Inima și sistemul cardiovascular are un sistem de accelerare a activității, care noi doctorii zicem sistem simpatic, și un sistem de frânare a activității, care îi zicem parasimpatic. Acel sistem parasimpatic este dominant sau ajunge să domine activitățile la o persoană antrenată. Mușchiul cardiac antrenat pompează mai eficient și atunci nu are nevoie de frecvențe mari. Asta este explicația și pot să o asigur pe ascultătoare că dacă face astfel de activități în bună condiție, inima este perfect sănătoasă. Faptul că are un bloc de ramură dreaptă, probabil, după cum e menționat acolo, și un bloc de gradul întâi, nu înseamnă neapărat o boală, dar poate o urmărire mai atentă, periodică. Dar ce sunt aceste extrasistole? Auzim mereu și, eu știu, pot da complicații pe termen lung? În primul rând, să le definim. Extrasistole sunt bătăi care vin precoce. Adică mai devreme decât ne-am aștepta. Depinde ce semnifică ele. Uneori, extrasistolele sunt semnul unei situații amenințătoare de viață imediată sau pe termen unei boli, unei supra-solicitări a inimii. Nu sunt o boală în sine. Se întâmplă să facem extrasistole frecvente, de exemplu, când tensiunea arterială nu este controlată, în anumite situații, cum ar fi apnea de somn, destul de frecventă, odată cu creșterea ponderii persoanelor obeze în populația generală. În insuficiența cardiacă, atunci când lucrurile încep să se compenseze, pot să apară ca primă manifestare extrasistole frecvente. Există și situații mai rare decât cele din prima categorie în care extrasistole devine o problemă de sine stătătoare. De obicei, vorbim despre asta atunci când ele au suficientă frecvență. Când sunt suficient de frecvente și studiile arată de obicei cam 20-25% din activitatea cardiacă, în special pentru extrasistole ventriculare, atunci pot să ducă, să zicem în termen laici, la oboseala mușchiului cardiac, pentru că ele sunt momente în care secvența de activare a inimii nu mai este normală și eficiența mușchiului inimii scade. Acum revenind la primele, întotdeauna când un om face extrasistole frecvente și supărătoare, dincolo de problemele de calitate a vieții, că îl supără, deși nu pe toți pacienții, unii nu le percep aproape deloc,
Ne punem problema ce se ascunde în spate. Asta e primul lucru. Și prima întrebare pe care ne punem, dacă aceste extrasistele se însemnă unei situații amenințătoare de viață, imediată sau pe termen. Și asta depinde de boala de fond. Și încercăm să stabilim dacă există o boală de fond. Cu cât există o boală de fond, o boală structurală, o afectare structurală a inimii mai severă, cu atât probabilitatea ca ele să însemne un risc pentru arimii mai severe, mai amenințătoare de viață, e mai mare. Cu cât lipsește boala de fond, inima e mai sănătoasă și extrasistul apare ca o anomalie izolată, punctiformă a instalației electrice a inimii, cu atât riscul pacientului este mai mic și ne mutăm doar în sfera calității vieții. Da? Și asta numai atunci când pacientul percepe. Și tratamentele le ghidăm în funcție de riscul pacientului. Așadar, sunt și asimptomatice și de aceea nu le detectăm? Pot să fie de multe ori descoperite la un control medical de rutină. Dacă asimptom... îl facem, domnule conferenția. Da, e adevărat. Unii, adesea, sau mulți dintre acești pacienți sunt descoperiți la controlele periodice care au început totuși să fie măcar în anumite companii obligatorii, la anumite tipuri de profesii. Și aici zice că e un trend, cel puțin în generația milenial, nu? Așa le zicem, milenial. Da. Să fie mai atenți la controlele astea periodice și să le facă, mai ales că adesea angajatorii le plătesc aceste controle. Și nu rar se întâmplă să descopere astfel de arimii minim sau deloc simptomatici. Asta nu înseamnă că nu este o legătură directă între severitatea simptomelor și riscul pe care îl are acel pacient de a avea complicații amenințătoare de viață. Pot să fie aritmii care sunt complet asimptomatice și totuși pacientul se află într-o situație amenințătoare de viață și pacienți care sunt foarte supărați de o cantitate minimă de aritmii în situații în care viața lor nu le-a pusă deloc în pericol. Cum se pune diagnosticul? De ce investigație este necesar? În principiu, atunci când un om se plânge de palpitații, primul lucru este să ajungă la un control medical, unde electrocardiograma uzuală este, dincolo de examenul obiectiv, unealta cea mai la îndemână. Nu întotdeauna putem să obiectivăm. Unele aritmii au caracter paroxistic, autolimitat, și în momentul consultului s-ar putea să nu le decelăm. Și atunci, pentru astfel de pacienți, în funcție de frecvența cu care apar aritmii, le indicăm diverse metode de monitorizare pe termen lung. Pot să fie de la extrem de cunoscutele Holter, înregistrări Holter, înregistrări care inițial aveau durate 24 de ore, de astăzi sunt aparate care pot înregistra și o săptămână, două, până la aparate de telemedicină care sunt mobile și comunică prin telefon și pe care pacientul le poate închiria cu lunile. Situația unor aritmii care sunt infrecvente și de scurtă durată și atunci ar fi mai greu de surprins prin altfel de înregistrări. Avem și factori de risc, factori favorizanți, cauze? Avem, ca în multe boli cardiace, factori de risc tradițional. Practic orice factor de risc pentru boli cardiovasculare care poate duce la afectare structurală cardiacă este asociat și cu aritmii. Practic aritmiile, dacă vreți, sunt ubicuitarea, pot apare în orice boală structurală cardiacă. Iar atunci, dacă vorbim de fumat, diabet, obezitate, sedentarism, dislipidemie, hipertensiune neglijată, toate lucrurile astea care duc la boală structurală cardiacă pot duce și la aritmii cardiace. Un mic procent din pacienți au aritmii înnăscute. Fie ca o boală focală, o anomalie, să zicem, focală a instalației electrice, cum se întâmplă în faimosul sindrom Wolff-Parkinson-White, sau, de altfel, o boală rară, sau anomalii electrice generalizate, cum se întâmplă în bolile genetice numite de noi canalopatii, în boli electrice zise pure, în care problema este a instalației electrice a inimii difuz, situații în care pacienții pot avea diverse aritmii, de la aritmii supraventriculare, atriale, cum le-ați numit dumneavoastră mai devreme, până la aritmia ventriculare amenințătoare de viață.
Vă reamintim, este o emisiune interactivă, așadar așteptăm întrebările dumneavoastră la numerele de telefon afișate pe ecran. De asemenea, suntem live pe Facebook, pe pagina noastră Un Doctor pentru Dumneavoastră. Așteptăm și acolo mesajele dumneavoastră. Ne scrie o telespectatoare, Angela Răuță, nu am tiroidă și de la Levothyrox, ca să nu dăm numele medicamentului, am palpitații la inimă. Ce pot să fac? Mulțumesc pentru emisiune, vă mulțumim și noi. Bun, problema substituției tiroidiene e un pic complicată. E greu să realizezi un preparat care să fie perfect și să nu dea deloc aritmii. Majoritatea pacienților tolerează bine. Contează foarte mult, încă o dată, fondul problemei, cum e pacientul, dacă are vreo boală preexistentă, vreo predispoziție la aritmii și, sigur, dozele și tipul de preparat. Nu există un panaceu universal. Orice preparat poate să dea astfel de aritmii, chiar și când este perfect dozat pentru pacientul cu patologie tiroidiană. Dacă nu sunt aritmii severe, care pun probleme speciale sau care necesită schimbarea strategiei sau metodelor de tratament, în principiu tot ce poți face este să liniștești pacientul că nu este într-o situație amenințătoare de viață și să accepte limitele tratamentului. Dar, mă rog, se poate încerca, nu e specialitatea mea, există preparate diferite de substituție tiroidiană și pot să fie particular mai bune în cazul unui pacient, anumite tipuri, de exemplu, amestecuri de forme active T3 și forme și precursori T4 de hormon tiroidien sau din potrivă. Majoritatea pacienților tolerează preparatele care conțin precursorul exclusiv, așa zis T4. Avem un telefon din România. Bună seara, întrebarea dumneavoastră. Da, să rămână. Vă ascult. Am o întrebare, două, mă rog. Mă auziți? Da, sigur că da, vă ascultăm. Nu vă rog, nu dați numele pe post. Vă rugăm colegii din regia de emisie să șteargă numele dumneavoastră. L-au șters? Nu dați numele. Da, am înțeles. Ștergeți numele de pe post, vă rog. Da, întrebarea dumneavoastră, vă rog, am șters numele de pe post. Ștergeți numele de pe post. Avem o întrebare, nu vă supărați pentru invitatul nostru? Eu am rugat asta. Vă rog frumos, eu am... Și noi am șters numele dumneavoastră da, de pe... Da, am vă rog întrebarea, vă da, rog, pierdem bine, timpul, vă rog frumos, întrebarea dumneavoastră. Da, eu am, cum a spus dumneavoastră, domn doctor, mai devreme, o inimă puțin mai antrenată, așa. Da, eu am o problemă cu ceva cu, nu știu, cu erecția, e vorba de la inimă. Inima e antrenată, cum spune domnul doctor. M-auziți? Da, întrebarea dumneavoastră, dacă se poate, foarte pe scurt. Păi da, nu știu, e problema de erecție și problema de la inimă. Da, v-am auzit. Tulburările erectile pot să apară în bolile cardiovasculare. Fie datorat, fie din cauza bolii, evident cu o inimă care are o afectare a debitului cardiac, care nu produce un debit cardiac suficient de bun, poate să dea tulburări erectile la bărbați. După cum, unele medicamente utilizate în tratamentul bolilor cardiovasculare sunt asociate cu tulburări erectile, cum ar fi, de exemplu, clasa anumită a beta-blocantelor. Deci e posibil ca fie boala, fie tratamentul dumneavoastră să producă astfel de tulburări. Ele pot să apară și în alte situații, cum ar fi, de exemplu, la pacienții cu diabet zaharat, prin afectarea directă a vaselor de sânge responsabilă de erecție. Vă mulțumesc foarte mult pentru această întrebare. Dorina Cornelia Aldea ne întreabă, un puls de 40 de bătăi este normal sau este un risc pentru un bărbat de 70 de ani care are și tensiune? Urmează tratament pentru tensiune? Vă mulțumesc mult! În principiu, încă o dată vă spun,
frecvența cardiacă în sine nu e o boală nici când este joasă, dar depinde ce semnifică acest puls. Unul, adesea, el este măsurat greșit cu ajutorul aparatelor de tensiune și atunci în situația în care pulsul este neregulat, de exemplu în cazul extrasistolelor frecvente, aparatele care determină unda de puls la periferie s-ar putea să se păcălească. Nu sunt, ele nu determină pe baza unei electrocardiograme sau ca medicul pe baza auscultației cu stetoscopul și pot ca din bătăile precoce unele să nu fie numărate pentru că generează unde de puls foarte mici. Și atunci cele 40 de bătăi pe minut, de exemplu, să fie în condițiile unor extrasistole frecvente, în realitate 70 sau 80 și în niciun caz asta nu este o boală. De asemenea, contează încă o dată, vârsta nu e o boală în sine și contează gradul de antrenament fizic. Dacă e o persoană care chiar până la 70 de ani a fost foarte activă fizic, am astfel de pacienți care fac gimnastică regulat și la 90 de ani, nu, asta nu e o boală. 40 de bătăi pe minut, dacă sunt în ritm normal, noi zicem ritm sinusal, fără tulburare de conducere, nu e neapărat o boală, dar pot să reprezintă o situație de alarmă atunci când apar și simptome. Când pacientul percepe, de exemplu, amețeli, scăderea toleranței la efort, pentru că frecvența cardiacă nu crește în suficientă măsură, alterarea performanțelor cognitive care nu se justifică altfel, apărute brusc odată cu aceste pulsuri, frecvențe cardiace reduse. După cum în alte situații, un puls de 40 e întotdeauna patologic, cum ar fi, de exemplu, în contextul în care documentăm o deconectare electrică a atriilor și a ventriculor, situații pe care noi o numim bloc atrioventricular de gradul 3. Deci doar frecvența cardiacă nu reprezintă o boală, așa că o sfătesc pe ascultătoarea noastră să ajungă cu tatăl ei la un medic, să fie examinat, să facă o electrocardiogramă și apoi să vedem dacă e un puls patologic sau nu. Cred că ar avea și unde telespectatorul nostru este din Canada. Deci da, da. Deci sistemele. E cel mai famos sistem, toată lumea îl invidiază, sistemul medical din Canada. Ce ar însemna tratament în aritmii și cum se numește tema noastră, tratamente moderne în aritmii? Păi, tratamente moderne care între timp au devenit curente, chiar și la noi în țară, înseamnă astăzi tratamente care au două tipuri de bază de principii. Fie își propun să asigure un fel de proteză electrică a inimii, să combată acele momente când ritmul cardiac nu este în regulă, fie aritmii cu potențial curativ, în care prin intervenții limitate asupra unor zone limitate din inimă care generează ritmurile anormale, să încercăm să eliminăm acele aritmii, să avem, să zicem așa, potențial de vindecare. Sunt astăzi vindecabile mulțime de aritmii care înainte erau boli cronice, cum ar fi, de exemplu, sindromul VPV, sindromul de preexcitație ventriculară. Sunt și alte situații potențial amenințătoare de viață, care sunt astăzi vindecabile prin intervenții minim invazive. Dacă vorbim de proteze, istoria lor începe cu protezele electrice, generic numite stimulatoare cardiace sau pacemakere, care au apărut inițial tentativa de a susține ritmul cardiac la pacienții care fac ritmuri rare sau cărora pur și simplu ajunge să le lipsească activitate electrică. Astea au fost primele proteze. Astăzi avem dispozitive implantabile, electronice, care fac mult mai mult decât să combată ritmurile rare. Pot să diagnosticheze și să oprească ritmuri rapide amenințătoare de viață și vorbim de defibrilatoare. Sau pot să restabilească sincronia contracției mușchiului cardiac și să amelioreze performanța de pompa inimii, fiind la o categorie importantă de pacienți cu insuficiență cardiacă un obligatoriu în schema de tratament a acestor pacienți. Pe partea cealaltă, intervențiile mini-invazive cu potențial curativ, vorbim de ceea ce se numește terapie ablativă, transcateter cel mai frecvent, deși există categorii selecționate de pacienți care beneficiază de metode chirurgicale de ablație aritmiilor. Putem discuta și despre asta, dar acum vorbim de cele transcateter. Avem astăzi a face cu aritmii care sunt
considerată în ziua de astăzi perfect curabilă. V-am spus de boala asta născută anumită Wolff Parkinson-White, dar este o boală relativ rară, dar vorbim și de aritmii dobândite, cum ar fi, de exemplu, flutter atrial, care este a doua cea mai frecventă aritmie supraventriculară în populația generală după fibrilația atrială, care este o aritmie curabilă, și chiar și fibrilația atrială în anumite categorii de pacienți, poate la unii probabil că putem să o și vindecăm și la mulți dintre ei să-i modificăm istoria naturală a bolii. Dar vorbiți-mi și de acea ablație epicardică, dacă nu spun vreo greșeală. Da, există și astfel de tehnici. Evident, e o tehnică mult mai agresivă și cu potențial de complicații mai mare, care presupune o puncție percutană, deci nu să mai înțepăm transcutanat în căutarea unui vas de sânge prin care, prin intermediul căruia să ajungem în interiorul inimii, ci vom funcționa direct în vecinătatea inimii ca să ajungem în spațiu format de cele două foițe care înveresc inima, respectiv pericardul parietal și cel visceral. Inima are astfel de foițe și un strat mic de lichid care permite mișcarea. De obicei, astfel de tehnici sunt dedicate unor situații particulare în care țesutul care generează aritmia este situat mai degrabă pe exteriorul inimii. Sunt astfel de boli în care avem astfel de situații și trebuie să fie situații realmente amenințătoare de viață și în care nu se poate altfel ca să justifice o tehnică atât de agresivă. Noi practicăm această tehnică, dar încă o dată vă spun, aritmia ventriculară amenințătoare de viață în care nu există altă alternativă. Este altceva față de ablația clasică? Este cu siguranță o tehnică care implică riscuri mult mai mari pentru pacient. Trebuie să știți că pe suprafața exterioară, dincolo de tehnica în sine care presupune să treci un ac de la piele până în cavitatea asta din jurul inimii, lucru care se face relativ în orb și înseamnă să, potențial de a trece prin mușchiul diafragm, prin ficat, prin colon, adică potențial de complicații mari, prin vase de sânge care se sângereze ulterior. Trebuie să știți că pe suprafața externă a inimii sunt și arterele și venele inimii. Și crearea unei leziuni de cauterizare, că majoritatea tehnicilor ablative sunt cu radiofrecvență, deci o cauterizare, în anumite zone de țesut din vecinătatea unei artere ar putea să ducă, de exemplu, la închiderea acelei artere și să-i provoci omului un infarct. Deci e o tehnică agresivă și trebuie bine justificată atunci când o practici în cazul unui pacient. Trebuie realmente să nu existe altă situație, altă soluție. Și vorbeam de această situație instalată la nivel mondial, COVID-19, noul virus, coronavirus. Este în direct prin telefon din Italia profesor dr. Gheorghe Cerin, medic primar cardiologie. Este în carantină la domiciliu. Bună seara, bine ați revenit la Un Doctor pentru Dumneavoastră. Bună seara, mulțumesc de invitație. Am plăcerea să salut pe domnul doctor Vătășescu. Eu sunt dobrogean și la noi în Dobrogea se zice că un meseriaș este cu ștaif. Eu cred că doctor Vătășescu este un aritmolog cu ștaif european, știți. Și face mare plăcere să-l salut. Vă mulțumim foarte mult. Italia este închisă în totalitate. Aseară s-a declarat stare de urgență, toată populația în carantină. Îndemnăm să nu se panicheze oamenii, mai ales noi, avem o comunitate foarte mare de români de acolo. Care e situația, din punctul dumneavoastră de vedere, care e situația în spitale în acest moment? Noi avem într-adevăr o colectivitate de 1,5 milioane de români în Italia care trăiesc problema coronavirus împreună cu ceilalți 60 de milioane de italieni care, așa cum am spus, sunt în carantină, poate o izolare în termen de carantină nu e cel mai potrivit, la domiciliu de ieri. Este necesar izolarea la domiciliu. Asta e primul mesaj pe care trebuie să-l înțelegem și care va fi extrem de valabil și în România în curând, pentru că dacă ne vom îmbolnăvi toți
în același moment din București. Cu siguranță niciun sistem sanitar din lume, nici cel din București și nici din altă parte, nu ne va putea ajuta, așa ceea ce se întâmplă și în momentul de față în Italia. Spitalele au început să nu mai poată să lucreze activitatea. Noi încă în chirurgie cardiacă la Novara, unde lucrez, încă avem activitate, dar sunt spitale în Milano, de exemplu, care au închis activitatea de profil și au bolnavi internați numai de coronavirus. Deci, primul mesaj ar fi la primele simptome pe care dumneavoastră ca mass media la aveți de transmis, de dat oamenilor, este să nu ne panicăm, dar să stăm acasă, tușim, ne doare în gât, avem ochii roșii, avem dureri musculare, mai ales avem febră. Stăm acasă, nu ieșim din casă, pentru că important măcar să nu facem boala în același timp toți. Asta este primul element, știți. Cred că italienii au suficient și mai ales partea de nord a Italiei, are suficientă forță să poată depăși momentul critic, dar în momentul de față practic nu ieșim din casă decât pentru servici și pentru medicamente, spital, dacă e nevoie, dar ne ferește, și cumpărături. Am înțeles. Dumneavoastră chiar v-ați autoizolat la domiciliu pentru că erați răcit, vă simțeați rău. Exact cum spuneți, e un lucru de bun simț pe care probabil ar trebui să-l facă orice om de pe planetă dacă s-ar simți în acest fel. Să se autoizoleze la domiciliu și să nu dea mai departe această boală. Da, eu am așa o alegere a mea personală. Mă duc la servici chiar, și nu e așa de frig, dar mă duc toată iarna în bicicletă așa încât am venit în România de curând, eram deja, ușam, cum toată iarna tușesc, eu știu, mă doare în gât un pic sau strănut. Și în acest context, să știți că chiar în România am fost tratat în același fel. Adică spitalul Monța, unde lucrez, m-a trimis să fac... Să nu dăm nume de clinici private, vă rog, mulțumesc. Da, spitalul unde lucrez, sigur că e plațină, m-au trimis la Matei Dal și am fost testat, am stat în izolare la domiciliu și la București, deci autoritățile din România sunt la fel de vigilente, aș zice, încât mi-a venit testul, a fost negativ, în România a fost testat, dar probabil că încă nu a trecut boală, nu pot să există filtre la toate unitățile sanitare. În momentul în care am sosit în spital, cei de la filtru au văzut că sunt simptomatic și m-au trimis acasă. Deci nu numai chiar să vreau să mă duc la spital, pot să fiu un pericol pentru bolnavi, pentru colegi, așa încât deja medicii și tot personalul sanitar sunt sacrificați și zilele astea stau sălmanii de ei în Italia încercând să facă față acestui volum extrem de mare de boli. Așadar, ceea ce spunem tuturor, îndemnăm să nu se panicheze, îndemnăm la calm și exact ce spuneați. Este foarte important să ascultăm ce spun autoritățile, mesajele care sunt transmise. Care sunt gândurile dumneavoastră? Ce transmiteți dumneavoastră românilor de pretutindeni, românilor de aici, din România, românilor din Italia? Bunul simț. Și când eram în România și aveam gripă, rămâneam toți acasă. Deci primul mesaj este acesta. Al doilea este virusul nu răspunde la tratamentul cu antibiotice. Nu are rost să facem automedicație, dar are rost să fim extrem de atenți la ceea ce mâncăm, pentru că hrana noastră e o sursă de stres oxidativ, dacă vreți, de acidifiere, dacă se spune într-un fel foarte primitiv, a mașinii umane. Dacă eu sunt oxidat, acidifiat, nu mă pot. Sistemul meu imunitar este neperformant și voi face boala, inclusiv boala asta. Deci hrana noastră este o sursă de tratament, nu o spun eu, a spus-o vreo 500 de ani înainte de Iisus Hipocrate. Eu aș recomanda bolnavilor să aibă două mese negative pe zi ca să avem un stres oxidativ cât mai mic, ca să ne protejăm. Asta ar fi un mesaj subliminal pe care aș încerca să-l transmit compatrioților mei de oriunde ar fi și multă sănătate le doresc tuturor și dumneavoastră. Vă mulțumim foarte mult. A fost în direct prin telefon profesor dr. Gheorghe Cerin, medic primar cardiologie. Mulțumim foarte mult pentru această intervenție în direct. O dietă ar fi bună, cred, și sport, spuneați, și în cazul inimii. Da, trăim vremuri în care
Belșugul ne-a creat probleme și o bună parte din populația din țările dezvoltate, dar și din cele în curs de dezvoltare, este supraponderală și obeză. Sedentarismul a strânsă legătură cu asta, a dus la complicarea și în și mai mare măsură acestei situații. Dacă vreți, consider că obezitatea și sedentarismul sunt un factor de risc cardiovascular la fel de important ca și fumatul și probabil că ar necesita campanii de sănătate, de creșterea înțelegerii și a atenției, cum în engleză se numește awareness, la nivel populațional pentru schimbarea unor obiceiuri proaste. A face sport este un lucru bun. Am putea începe prin a renunța la mașini și la mijloacele de transport în comun. Personal fac ceea ce a zis și doctorul. Așadar, obezitatea ar fi Cerin. Implicată. Eu de 3 ani de zile circul în București exclusiv cu bicicleta sau, mă rog, cu metrou în situații în care e zăpadă foarte mare. Deci, mișcarea este foarte bună și aici însă trebuie să avem grijă, pentru că, cel puțin în cazul bărbaților, mișcarea în exces după anumite vârste poate să fie un factor de risc pentru aritmii. În special în cazul celor care practică sporturi în acestea de anduranță și practică, să zicem, la un nivel competițional dincolo de 35-40 de ani. Ar fi, de exemplu, alergatul intens, culturismul și alte lucruri practicate după o vârstă încolo nu sunt neapărat foarte sănătoase. Dacă vorbim de prevenție, este necesară și vizita la medicul cardiolog. Da. Cu siguranță, după 40 de ani, în cazul bărbaților, nu este deloc un exces, oricât de sănătoși am fi, ca odată pe an să trecem să facem electrocardiogramă și să stăm de vorbă cu medicul cardiolog. Asta e o minimă recomandare, dar v-aș recomanda pacienților noștri să nu uite și de celelalte verigi ale lanțului de sănătate și să pornească cu medicul de familie, cu care să aibă o relație bună și să fie în contact, pentru că până la te vedea o dată pe an cardiologul, medicul de familie este acolo tot timpul și e bine să existe o comunicare și ca el să știe despre tine și despre problemele tale. Și asta nu se poate decât dacă se întâmplă o vizită regulată la medicul de familie. Deci aș începe și cu acest lucru, pentru că noi în România suferim de această problemă. Medicul de familie adesea este eliminat din lanțul acesta. Din păcate, uneori de problemele birocratice la care trebuie să facă față, să spunem cinstit, alteori și de cultura noastră românească, care adesea pacientul preferă să meargă la camera de gardă pentru probleme minore decât să se adreseze medicului de familie din timp. Medicamentele pentru tuse și răceală pot avea stimulente care, eu știu, pot mări bătăile inimii? Da, unele dintre componentele acestea, dintre medicamentele utilizate, conțin substanțe care sunt simpatomimetice, v-am povestit mai devreme de sistemul de accelerare a activității inimii, substanțe analoage celor din, sau chiar identice cu cele pe care le găsim în cafea sau în ceai, în ideea că atunci când ești răcit, un stimulant din acesta care are efect nu numai asupra inimii, dar și asupra psihicului, asupra activității cerebrale, te face să treci mai ușor peste momentul acela în care boala te, să zic așa, te doboară un pic. Sau poate nu te doboară, dar te toropește un pic. Da, unele dintre ele trebuie să fim atenți. Unele dintre ele, sigur, nu conțin numai antipiretice și antiinflamatoare, conțin și substanțe stimulante și e bine să întrebăm farmacistul și medicul de familie și eventual și cardiologul dacă astfel de substanțe, în condiții în care suferim de aritmii cardiace severe, dacă putem lua astfel de preparate.
Ne scriu telespectatorii, repede citesc, o să ieșim aproape din emisie, dar mai avem o întrebare pentru dumneavoastră. Mihaela Florentina, și eu am tromboză și urmez tratament de 12 ani. Dorina Cornelia Aldea din Canada vă mulțumește foarte mult pentru răspuns. Roberto Deneș, urmăresc cu deosebit interes emisiunile dumneavoastră. O seară frumoasă vă doresc, vă mulțumim foarte mult. Și Ana Turtureanu ne spune felicitări pentru emisiune, vă mulțumim foarte mult. Așadar, vorbeați de cauze. Bolnavul cu diabet poate să facă și o aritmie, bolnavul cu insuficiență cardiacă poate să facă și o aritmie, bolnavul care are angină pectorală poate să ascundă o aritmie? Da, toți acești pacienți sunt la risc să facă, de exemplu, în diabet, afectarea poate să fie indirectă, prin afectare structurală, pacientul cu diabet este mai predispus să facă ateroscleroză coronariană, infarct și toate complicațiile acestuia. Dar tot în diabet pot să apară afectări ale nervilor, ale sistemului nervos vegetativ, simpatic și parasimpatic, și pot să apară aritmii generate de dezechilibru acestor sisteme. Da, toate aceste boli sunt asociate cu boală cardiacă structurală și unele dintre ele au și pot genera aritmii prin afectarea directă a sistemului electric al inimii. Domnule conferențiar, vă mulțumesc pentru prezența la doctor pentru dumneavoastră. Seară bună! Vă mulțumim și dumneavoastră, urmărim un reportaj și revenim în direct la un doctor pentru dumneavoastră. În prezent, orice problemă apărută la nivelul cavității bucale poate fi rezolvată rapid, eficient, fără durere și cu rezultate estetice și medicale extraordinare. Și cu toate acestea, frecvența infecțiilor dentare, a afecțiunilor orale precum parodontoza, este în continuare crescută. România se confruntă cu un procent mare de boli stomatologice care necesită tratamente complexe și nu foarte accesibile. Cauza? Absenteismul din cabinetele stomatologice. Am întrebat românii câți dintre ei au fost la stomatolog în anul precedent. Ce au răspuns ei este că 5 din 10 români au fost la stomatolog în 2019, comparativ cu 6 din 10 români câți au fost în 2018. Și un aspect care pe noi iarăși ne îngrijorează este că în continuare 30% din familiile cu copii din România nu și-au dus niciodată copilul la stomatolog. Facem eforturi pe toate mediile disponibile să ajungem cu informația că mersul la stomatolog pentru copil este crucial pentru creșterea și dezvoltarea lui normală. Din nefericire, serviciile stomatologice pentru fiecare pacient nu sunt decontate de către stat în totalitatea lor. Cabinetele de specialitate care au reușit să facă astfel de contracte nu reușesc să trateze toți pacienții care apelează la tratamentele dentare. De câțiva ani lucrăm în relație contractuală cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate pentru că ne dorim ca pentru acești copii să existe decontare 100%. Singurul impediment îl avem când vine vorba de bugetul pe care casa îl alocă pentru copiii pe care îi tratăm noi zi de zi. Și acel buget este în continuare limitat la 1600 de lei pe medic. Chiar dacă, desigur, suntem o organizație în care avem foarte mulți medici, totuși acel buget este infim. Adică putem să tratăm undeva în jur de 60 de copii cu decontare 100% prin casă. Gândiți-vă că noi vedem în jur de 1000 de copii pe lună. Adică este clar că acest plafon trebuie să crească și în plus trebuie din ce în ce mai mult să migrăm cu acest buget de pe medic către instituție, către clinică, și astfel încât noi să putem să gestionăm eficient echipele de medici și în același timp următorul nivel este să migrăm acest buget către ori către familia copii, ori direct către copil. Și atunci lucrurile ar funcționa mult, mult mai bine. Pentru că vă dați seama, noi în 2-3 zile terminăm bugetul și atunci colegii mei medici pedodont sunt puși în situația în care trebuie să facă un triaj. Să vadă, măi, ce copil tratăm luna asta, ce copil tratăm luna viitoare. Se fac eforturi și la nivelul casei de asigurări să se găsească soluții, să se mărească alocarea de buget pentru stomatologie. Și știm clar că 100% din copiii din România trebuie să ajungă la stomatolog pentru controlele regulate, pentru că în felul acesta el va ajunge un adolescent sănătos și un adult responsabil. Teama de stomatolog a adulților, transmisă și copiilor, duce la evitarea controalelor stomatologice chiar și atunci când serviciile medicale sunt gratuite.
Copiilor le este în continuare frică de stomatolog. Pentru aceasta, anul trecut am lansat în premieră, aș putea să spun chiar internațională, un concept cu ajutorul căruia introducem pe copii într-un mediu de joacă și în care ei primesc premii, avem un sistem de premiere cu pinuri, ei primesc o vestă și un pin la prima lor consultație, pentru că tocmai ei deja se împrietenesc cu personajul nostru, cu Dințică, și Dințică îi ajută de asemenea și prin intermediul jocurilor online să înțeleagă cum să se îngrijească singuri. Pentru că, da, copiii din ziua de astăzi sunt nativi digitali, adică sunt obișnuiți cu telefoane, cu tablete și învață mai ușor așa. Și introducându-i într-o lume de joacă, ei învață cum să-și îngrijească dinții atât acasă și de ce este important să vină apoi periodic la stomatolog. Cel mai interesant comentariu al unui copil a fost când a venit cu mama și a zis: mami, e sigură că aici la stomatolog? Și atunci ne-am dat seama că tocmai ne-am atins ținta cu acest concept și am extins conceptul deja în toate clinicile din țară, și la Pitești, suntem și la Timișoara, suntem și la Turda, și la Constanța și în curând în cât mai multe orașe din țara asta. Să nu uităm că cele mai multe boli ale organismului sunt generate de simplele carii care apar încă din copilărie și care nu sunt tratate corespunzător. Bacteriile care afectează dinții pătrund în căile respiratorii și în sânge și provoacă infecții generale urmate mai târziu de apariția reumatismului, bolilor cardiovasculare și lista continuă. Trebuie să înțelegem un lucru. Dinții și gura Am revenit în direct la un doctor pentru dumneavoastră. Mulțumim partenerilor noștri Hofigal, Dermavital și clinicilor Dr. Leahu. Partea a doua a emisiunii noastre, înțelegerea și acceptarea demențelor. Invitata mea, profesor universitar Dr. Cătălina Tudose, medic primar psihiatrie, supra-specializare în psihogeriatrie, șeful disciplinei psihiatrie din Departamentul de Neuroștiințe Clinice, Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila București, președinte al Societății Române Alzheimer, coordonatorul Centrului Memoriei. Bine ați revenit la un doctor pentru dumneavoastră. Mulțumesc pentru invitație. Și noi vă mulțumim, suntem live pe Facebook, pe paginile noastre TVR Internațional și un doctor pentru dumneavoastră. Așteptăm acolo mesajele dumneavoastră și suntem o emisiune interactivă. Așadar, așteptăm întrebările dumneavoastră la numerele de telefon afișate pe ecran din acest moment. Liniile noastre telefonice sunt deschise. Am vorbit și cu conferențiar Radu Vătășescu, domnul doctor care a fost pe prima parte. Am vorbit și cu doctor Cerin despre această problemă la nivel mondial, COVID-19, noul virus, coronavirus. Da. Sunt afectați vârstnicii, doamna profesor? Da, ei sunt mai vulnerabili. Și dacă vorbim de persoanele cu demență, deci cu tulburări neurodegenerative, ei sunt cei mai vulnerabili dintre vârstnici. Așa încât, fine, este o perioadă în care trebuie să feriți cât se poate. Instituțiile în care sunt îngrijiți acești oameni sau cei care stau la domiciliu chiar ar trebui să fie izolați de contacte. Tinerii pot fi purtători. E adevărat că sunt destul de puține familii în care stau multe generații în momentul ăsta, dar iată că asta e un risc acum, de obicei un mare avantaj. Și totuși mergem pe la ei? Da, dar trebuie foarte mare atenție, într-adevăr. Mare atenție și cumva și... aici e foarte complicat. Dacă există o persoană, un îngrijitor, fie el membru de familie, fie un îngrijitor profesionist, acesta la rândul lui ar trebui să fie foarte bine educat cu toate aceste măsuri pe care, mă rog, le învățăm și noi din mers, să fim cinstiți. Deci o igienă foarte corectă, păstrată în casă, curățarea suprafețelor, curățarea tuturor zonelor în care sunt mulți oameni care ating acele obiecte și care vin de afară, care vin din mijloace de transport în comun, vin din diverse instituții. Deci, odată în plus, trebuie o grijă deosebită. Apoi mai este o problemă, că de obicei vârstnicii au multe alte afecțiuni, chiar dacă au o tulburare de gen demență, de multe ori au și alte afecțiuni și atunci ei, odată în plus, sunt mult mai sensibili. Noi, de exemplu, la Centrul Memoriei, chiar de astăzi, am oprit consultațiile pentru că vin persoane din ambulator, vin uneori din toată țara și acum riscul e prea mare. Noi încercăm să punem un diagnostic precoce, dar totuși niște zile sau săptămâni în situația unui diagnostic ca demența, care are o evoluție foarte lentă, e bine să
temporizăm un consult acum, chiar și la medicul de familie. Acum, sigur, dacă există simptome respiratorii sau simptome care pot ridica suspiciunea unei infecții, evident că ei au prioritate. Sunt principalii, să zic așa, candidații internărilor în terapii intensive, cred. Nu e specialitatea mea, dar suntem cu toții foarte îngrijorați. Așadar, în prima linie ar fi pacienții vârstnici, pot fi afectați pacienții vârstnici cu comorbidități. Da, da. Și, mă rog, alte persoane care au, sunt mai sensibile. Acum, nu știm foarte multe despre acest virus, asta dar așa se pare. Că, mă rog, ca în toate bolile, că așa este și în gripă. Deci înregistrate doar. Sau persoane care au, nu neapărat vârstnici, care au tot felul de afecțiuni, care le scad imunitatea. În fine, așa discutăm în termenii actuali. O să vedem. Sunt multe lucruri de știut. Da. Sunt și foarte multe lucruri de învățat acum, adică totuși dacă ai probleme respiratorii, dacă ai probleme să porți o mască, să nu expui pe ceilalți. S-a autoizolat la domiciliu, că era da, exact, exact. Adică să ai această conștiință, această critică. Suntem destul de îngrijorați acum, ați văzut că vin foarte mulți oameni din zone în care boala deja a izbucnit și care nu par să aibă niciun fel de critică asupra situației. Trecem la tema noastră din această seară, înțelegerea și acceptarea demențelor și vă întreb ce sunt demențele și dacă există mai multe tipuri și care ar fi, eu știu, în parte simptomele la aceste demențe. Da, sunt... Ce se diferențiază între ele? Sunt multe tipuri. De fapt, vorbim de tulburări neurodegenerative, un capitol mare de suferințe, în care, la baza căruia pot sta diferite cauze. Deci pot fi cauze degenerative primare, cum spunem noi, cum este boala Alzheimer, sau boli vasculare, sau alte boli neurologice care merg cu această evoluție. Sau sunt și foarte multe situații în care apare o neurodegenerare secundară unei boli care ar putea fi tratată. Deci, cu alte cuvinte, demențe reversibile. Cum ar fi în hipotiroidii, în anemie, tumori benigne, hematoame, de exemplu, căzături, traumatisme craniocerebrale neglijate. Și atunci, adică etiopatogenia poate fi foarte, este complexă. De aceea, standard ar fi, sau traseul obișnuit al unei persoane care începe să aibă niște tulburări cognitive, ar fi acelea de a fi evaluat de medicul de familie. Asta înseamnă niște evaluări standard, niște investigații care să facă diagnostic diferențial cu demențele reversibile și apoi orientarea către specialist în ideea unui diagnostic precoce care permite două lucruri. Instituirea unui tratament cât mai rapid și la fel de important, nu știu dacă să spun mai mult, la fel de important, educația pentru și consilierea pentru a trăi cu boala asta cât mai bine, cât mai bine mult timp. Pentru că dacă este diagnosticată precoce, sunt ani, 5, 6, 7 ani în care viața decurge aproape normal. Și asta învață să facă și persoana care suferă și mai ales familia și cei din jur. Ori asta nu se poate dacă nu înțelegi și dacă nu ajungi în situația de a ști despre ce e vorba. Cum diagnosticăm precoce? Dacă lăsăm la o parte medicina primară, mă gândesc că familia ar trebui să fie prima care să știe dacă ar avea ceva semne acel bolnav de demență. Care ar fi semnele timpurii? Aș putea spune că în fazele precoce pe care și noi în România încercăm să le diagnosticăm acum, chiar persoana în cauză începe să-și dea seama sau oricum se zizează că se întâmplă niște lucruri. Prima idee ar fi ca pentru toată lumea să fie clar, ca să spun așa, că îmbătrânirea nu înseamnă să ai tulburări de memorie, de atenție, de orientare, de limbaj. Nu înseamnă asta. Deci, oricum sunt niște semne. Nu întotdeauna sunt semne ale unei demențe, pot fi semne ale unei depresii, ale alte tulburări care iese însoțite de tulburări cognitive reversibile. Dar oricum trebuie să încerci să afli care este cauza. Deci, chiar să știți că și în România și la Centrul Memoriei vin foarte mulți oameni singuri care se zizează, deci nu familia, ei singuri se zizează, cel puțin în plan subiectiv, că sunt tulburări de memorie. Deci au senzația că uită, chiar dacă funcționează foarte bine. Deci asta este, să zic,
situația cea mai fericită în care omul conștientizează și începe să-și facă niște investigații. Sigur că odată cu el, dacă în jurul tău ai oameni sensibili, care sunt atenți, care sunt interesați, care țin la tine, ei pot confirma un deficit cognitiv chiar foarte subtil. Asta înseamnă dificultăți în funcționarea zilnică sau dificultăți în activități pe care înainte le făceai foarte ușor și care sunt nespecifice pentru persoana respectivă. Deci, vă dau exemple așa banale. Persoana, o gospodină extraordinară, care nu mai știe să facă lucruri pe care le-a făcut de mii de ori și pe care, pe baza cărora, sau pe care se bazează întreaga familie, sau alte lucruri în orice domeniu. Astea sunt de obicei modificări foarte subtile sau ușoare dezorientări, tulburări de limbaj în sensul dificultății de a găsi cuvintele obișnuite. Acum, sigur că lucrurile sunt foarte variabile, depinde mult de coeficientul de inteligență al persoanei, de nivelul de cultură, pentru că o persoană în vârstă care a avut atins o performanță cognitivă, nu neapărat intelectuală, dar cognitivă deosebită, deci poate să fie un om care nu face o muncă intelectuală, dar să fie un om extraordinar de deștept și de întreprinzător și de abil. Deci pierderea unor abilități, e sigur, depind foarte mult de nivelul de la care se face pierderea. Și atunci, sigur că și sezizarea unor modificări depinde mult de standardele pe care le-ai avut și așteptările pe care ceilalți le-au de la noi. Dar uneori, pentru că noi am stabilit această temă sau am discutat împreună chestia asta, uneori e foarte greu pentru familie să recunoască, pentru că știți, uneori, adică o suferință din această cronică, în general vorbind, schimbă dinamica relațiilor într-o familie. Atunci o negăm. O negăm. Sau uneori se întâmplă că persoana care se îmbolnăvește este o persoană, sau a fost o persoană performantă, o persoană dominantă în familie și chiar dacă sunt niște modificări, să zicem, sezizabile, nimeni nu îndrăznește, dacă vreți, să pună această problemă, nu îndrăznește să o gândească. Și asta complică foarte mult lucrurile. Altfel, în alte situații, ne bazăm, și cred că populația românească are această trăsătură, singur fără să generalizez, dar ne bazăm, sunt foarte mulți care se bazează pe părinți, cum să vă spun, pe perioadă nelimitată, să crească părinții, să te sprijine, să-ți faci casă, să te sprijine, să-ți crească copiii, să-ți facă tot felul de lucruri și în momentul în care apare suspiciunea că ceva se întâmplă cu mama care le-a făcut până atunci și mama și bunica care le-a făcut pe toate, apare o mare derută și o disperare, aș putea spune, din partea familiei, care sigur înțelege, să zicem, lucrurile, dar le acceptă greu și mai ales asta am sezizat la foarte multe familii cu care noi ne confruntăm și au făcut un plan de viață, foarte mulți oameni tineri sau în perioada adultă mijlocie, pe baza părinților, adică ideea că părinții totuși la 70, 80, 90 vor avea dificultăți, va trebui să te gândești la ei, nu pot sta singuri la nesfârșit și lucruri de genul ăsta care îi găsesc pe foarte mulți extrem de nepregătiți, extrem de nepregătiți, adică nu. Și, sigur, diagnosticul, adică pentru un medic, diagnosticul se stabilește parcurgând diverse etape, care înseamnă investigații, examinări clinice, dar de foarte multe ori întâmpinăm dificultăți foarte mari cu familia, care fie este, cum vă spuneam, disperată, șocată de o asemenea veste. Alții devin foarte furioși. Foarte furioși chiar pe tine, chiar pe medici, adică neagă cu vehemență. Știți, mi s-a întâmplat de multe ori ca familiile să nu accepte. Practic, discuția cu persoana în cauză, cu pacientul, nu este foarte dificil. Dar pentru familie uneori e un prag foarte greu de trecut. Și mi s-a întâmplat, au fost persoane care au plecat furioase, familii vorbesc și după un an, după doi, totuși au venit și au spus, știți, ați avut dreptate, atunci n-am înțeles. Pentru că, mă rog, eu lucrez într-un colectiv care s-a specializat, să spun, în această problematică și întâlnești medici care nu sunt specialiști în domeniul acesta, care spun probabil, lasă, stai liniștit și eu uit. Dar și persoanele respective de multe ori nu recunosc boala, nu vor când să s-a trecut un anumit stadiu, când da, s-a trecut da, da, da. Un anumit stadiu, când apare de fapt o teamă extraordinară, apare o apărare.
După care, după ce se trece și de această etapă, practic persoana nu mai conștientizează deficitul cognitiv decât într-o mică măsură. Așadar, sunt o serie de factori favorizanți și determinanți totodată. În apariția bolii? Da, sau, sigur că da. Sunt. Sunt, da, este foarte important și pentru momentul diagnosticului. Știți că în funcție de educația noastră a tuturor, de nivelul de cunoștințe pe care îl avem, diagnosticul acesta se pune mai devreme sau mai târziu. Odată pus, dacă ai o familie sau ai norocul să realizezi un parteneriat pentru îngrijirea persoanei respective, știți, este foarte important să realizezi lucrul ăsta. Altfel, îngrijirea e discutabilă calitativ, chiar dacă dai medicamente, chiar dacă... Adică, așa foarte pe scurt, și noi la Centrul Memorie, de exemplu, sigur, evaluăm din punct de vedere medical, dar să știți că facem o evaluare foarte atentă a familiei. Ce capacități de îngrijire are, ce resurse are, dacă înțelege simptomele, dacă au posibilitatea, dacă există relații familiale care să permită o bună îngrijire, pentru că, până la urmă, dacă există iubire, dacă relațiile sunt bune, pot fi relații mamă-fică, relații între parteneri, depinde foarte mult. Și aici o variație foarte mare. Și dincolo de aparențe poți să găsești tot felul de, mă rog, de situații. Dar trebuie să fie iubire. Dacă e iubire, e interes. Dacă e interes, e răbdare. Și dacă e răbdare, e înțelegere. Dacă etapele astea nu sunt parcurse, deci omul vine, de exemplu, sunt foarte multe persoane care vin cu mama sau cu tatăl, dar relația între ei nu e grozavă. Nici n-a fost uneori o relație grozavă. Se întâmplă. Sunt multe cazuri. Atunci, cel pe care cade, să zic așa, năpasta de a-și îngriji părintele pentru care nu are disponibilități, nu are nici răbdare, vrea o rezolvare rapidă, nu înțelege ce ar trebui să facă sau chiar dacă înțelege, nu e dispus să facă sau nu are posibilitatea, pur și simplu. Știți că resursele trebuie să fie nu numai, eu știu, financiare, sau trebuie să ai resurse emoționale, fizice și financiare, de toate. Trebuie să ai disponibilitate. Dar chiar dacă ar fi iubire, sprijin, există un moment în care familia nu mai poate să facă față unui astfel de pacient și ar fi necesar un staționar pentru îngrijirea acestor pacienți? Există, sigur că da. Dar dacă înveți și, mă rog, poți și să îngrijești, se atenuează foarte multe dintre simptomele comportamentale, de exemplu, care apar la un moment dat. Dar ele sunt direct proporționale cu calitatea îngrijirii care se acordă. Adică dacă nu sunt stări conflictuale, dacă nu există ostilitate între persoane, dacă, chiar dacă apar aceste simptome, dacă se intervine terapeutic, de obicei se estompează cât îngrijirea e mai lină. Dar, sigur, și cu toate aceste condiții se întâmplă ca familia să fie depășită. Dacă nu, ce recomandați? Să rămână în familie un astfel de pacient sau mai degrabă să-l preia un acest astfel de staționar? Nu, sunt multe tipuri de servicii care, din păcate, nouă ne lipsesc. Deci, idealul ar fi ca persoana să rămână în familie cât mai mult timp, dar familia singură nu poate, nicăieri. Deci familia ar trebui să fie sprijinită. Pot interveni cu centre de consiliere, pot interveni și asta. Sunt centre de zi în care persoana își petrece timpul și desfășoară diverse activități, sau când nu se poate, într-adevăr, se poate merge într-o instituție, pentru că realitatea este că o singură persoană, în momentul în care boala este avansată, nu poate să asigure îngrijirea. Știți că noi, mă rog, susținem și practic normarea este cam de 3 persoane pentru un om bolnav. Vorbim de toată 24 de ore, pentru că uneori îngrijirea și supravegherea trebuie să fie 24 de ore. Da. Și atunci o persoană singură, de fapt, nu poate. Așa că familia, bine să rămână în mediul familiar, dar familia ar trebui să fie îngrijită, să fie susținută cu ajutor la domiciliu, cu centre de zi, cu centre de consiliere, cu centre de rispai, de exemplu, de vacanță, care se oferă uneori familiilor în unele țări, cu o asistență mai dezvoltată, pentru că idealul ar fi ca persoana să fie menținută în familie, dar familia să rămână sănătoasă, să aibă niște relații funcționale, să-și vadă fiecare de treaba lui, de profesia lui, de, eu știu, dacă sunt copii, dacă sunt nepoți, să meargă la școală, de examene. Adică asta nu înseamnă, îngrijirea trebuie să meargă cumva în paralel și toată lumea să, adică niciunul să nu sufere calitatea vieții, niciunul dintre membrii să nu fie
afectată. Ne întreabă o telespectatoare și poate ieșim un pic din sfera emisiunii, ce legătură temei noastre, da? Ce legătură au atacurile de panică, Magda Schenk, ce legătură au atacurile de panică cu palpitațiile inimii? Vă mulțumesc, salutări din Elveția, vă mulțumim și noi. Da, este un simptom tipic alături de altele al atacurilor de panică. Pot să apară la orice vârstă. Nu sunt suferințe cardiace, dar necesită tratament specific al atacurilor de panică. Se fac de obicei cu medicație antidepresivă. Sigur, atacurile de panică pot să apară și la vârstnici și apar și la aparținătorii care îngrijesc. Deci e o patologie afectivă de intensitate nevrotică, spunem noi, deci nu, mă rog, compatibilă cu o funcționalitate normală, dar sigur cu o suferință pentru persoana în cauză și mai ales cu multă teamă. Sunt o simptomatologie foarte neplăcut trăită. Ea nu e gravă din punct de vedere al funcțiilor vitale, așa cum persoana simte, dar e dramatică pentru cel care o trăiește. Deci trebuie tratament cât mai rapid. Sunt greu de diagnosticat aceste demențe? Este nevoie de o a doua opinie medicală? Se face diagnostic diferențial? Da, se face. Vă spuneam, sunt cauze diferite. Sunt boli neurologice ca boala Huntington, Parkinson, boli vasculare, boli infecțioase, traumatisme craniocerebrale, cauze toxice și se face acest diagnostic diferențial pe baza investigațiilor biologice, neuroimagistice, examene neuropsihologice și modalități de evidențiere a etiologiei. De aceea, primul diagnostic sau, dacă vreți, un diagnostic de finețe în situație limită poate fi făcut, de recomandat să fie făcut într-un centru specializat care include specialiștii diverși care pot fi implicați în procesul de diagnostic, adică psihiatru, neurolog, neuropsiholog, uneori cardiolog, uneori nutriționist. Sigur că nu toți trebuie să intervină într-un anumit caz, dar de obicei neurolog, psihiatru și neuropsiholog obligatoriu ar trebui să colaboreze și să investigheze un pacient. Asemenea tipuri de colective nu există în servicii structurate, știți, în sistemul medical. Există, așa cum am propus noi, Centrul Memorie și l-am înființat folosind, având această structură. Dar, din păcate, el nu e multiplicat. Și nu e multiplicat în țară sau în alte structuri, deși este foarte, s-a dovedit a fi foarte util și este o formulă care se aplică oriunde în lume. Mă întorc la COVID-19, problema la nivel mondial acestui nou virus. Este în direct prin telefon din România dr. Gheorghe Enache, medic primar boli infecțioase și de un infecționist aveam noi nevoie să ne dea mai multe detalii. Bună seara și bine ați revenit la Un Doctor pentru Dumneavoastră. Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Domnule doctor, din păcate timpul este foarte scurt, nu mai avem foarte mult până la ieșirea din această emisie. Cred că în 2-3 minute. Aș vrea însă mai multe întrebări pentru dumneavoastră și aș vrea pe scurt să ne răspundeți, să lămuriți telespectatorii. În primul rând, o primă întrebare. De unde a pornit toată această nebunie, aș putea să-i spun, cu COVID-19, coronavirusul, noul virus? Nu știu dacă este o nebunie. Într-adevăr, este o panică. Este o panică globală, pot să spun, într-adevăr. Se știe că a pornit din China. Ei au luat niște măsuri care trebuiau luate. Într-adevăr, au gestionat foarte bine situația și au avut cele mai multe cazuri. Sigur că noutatea a fost că acest virus, care a mai circulat cândva, dar sub altă formă, ca o mutantă acum, în 2003 a dat sindromul respirator acut sever. Iată că a dat o mortalitate mai mare în China. După cum ați văzut, ei deja încep să se relaxeze, ca să zicem așa, în ghilimele, în sensul că numărul de decese a scăzut destul de bine și numărul de infectați de asemenea a scăzut destul de bine. Au închis o parte din spitale folosite. Deci nebunia, ca să zicem așa, pornită de acolo, s-a mai liniștit tot de acolo. Poate că această panică care există în populație și este destulă panică se datorește faptului pentru că a afectat foarte multe țări, inclusiv Italia, care nu ne este dragă, zic eu, ca orice altă țară din Europa. Și avem și o mare comunitate de români.
Pentru că exact avem cea mai mare comunitate de români și sunt ai noștri. Dar ai noștri sunt și restul europenilor care suferă și odată cu noi, peste toți este boala. Încât românii noștri trebuie să... Eu am așa un apel către românii noștri, repet, sunt ai noștri și să considere că suntem alături de ei și faptul că sunt acolo, că este totuși vorba de o restricție pe care guvernul italian a luat-o în sensul de limitare a ceea ce se întâmplă, nu este în sensul de a reprima dorința dânșilor de a veni aici. Și pentru moment, sigur, venirea lor în țară, care, repet, este benefică din punct de vedere psihologic, pentru rude, din punct de vedere al carantinei, este o problemă, pentru că și dacă vin în țară, ei trebuie să stea în carantină. Altfel, nu putem să limităm această răspândire a virusului care. Eu vreau să vă spun tot, nu neapărat să liniștesc prin ce spun, dar gripa. Uitați, am uitat de gripa noastră care deja a dat 54 de decese și nu mai vorbim deloc de ea. Și pentru că cineva într-o țară a pus o întrebare foarte interesantă și o spun eu acum. Dacă era vaccinarea făcută bine pentru gripă, ajuta oarecum în evoluția acestui virus? Da. Pentru că nu mai aveai simptomatologie și organismul era pregătit să lupte numai cu acest virus. Deci vaccinarea era bine să fie făcută pentru că am avut vaccin antigripal și o parte din persoane s-au vaccinat și bine au făcut. Deci nu facem vaccinurile ca să ne uităm la ele, ci este bine să fie și folosite. De aceea apelul meu este că atunci când avem posibilitate, o să avem vaccin și pentru coronavirus, nu imediat. Și simplele măsuri de igienă, domnule doctor, despre care vorbim de câte ori sunteți prezent aici la Un Doctor pentru Dumneavoastră și sperăm să ne ia toată lumea în seamă. Simplul, banalul, așa i-am spune, spălat pe mâini. Da, spălatul pe mâini, pentru că s-a constatat că chiar se mai transmite, limitat, dar se transmite și prin mâini murdare sau luăm de pe tot felul de obiecte și slavă Domnului că în orice situație se pune mâna pe tot felul de obiecte. Mi-a plăcut într-un stat african chiar, unde oamenii se spălau înainte de a intra la toaletă. Iată un exemplu ciudat, ca să zic așa, și totuși extraordinar. Este un exemplu nemaipomenit. Putem să facem și aceste lucruri, să ne spălăm cât mai des pe mâini. Este extraordinar. Atâtea boli se transmit, nu numai coronavirusul. Știm că se transmite respirator în primul rând, dar iată că se transmite și așa. Eu vreau să mai spun un lucru. Perioada de incubație la acest virus nu este neapărat 14 zile noi ca perioadă maximă. Începând de la o zi, două, deja sunt perioade la bun de persoane cu perioadă scurtă de incubație, nu neapărat 14 zile, dar 14 zile pentru siguranța tuturor. Eu zic așa că panica aceasta, să o scădem puțin, să ne calmăm puțin, dar să luăm, ținem cont de măsurile luate de autorități. Pentru că sunt măsuri bine gândite și care ne ajută. Cu panica nu rezolvăm. Bine că ați explicat acest lucru cu 14 zile, pentru că toată lumea întreabă de ce trebuie să stau 14 zile acasă. Este perioada de incubație mai sau pentru siguranță că atunci când ieși din perioada aceasta, nu mai ai virusul, adică nu mai poți să dai virusul cuiva pentru că nu-l ai. N-ai ce să dai pentru că nu-l ai. E o dovadă clară că dacă n-ai avut în această perioadă niciun semn de boală, nu ai. Se va ajunge acolo încât nu testul va mai rezolva problema. Testele sunt limitate peste tot în lume. La un moment dat, simptomatologia contează. Adică știm de febră, știm de... Toată lumea știe care e simptomă. Cu tus, exact, simptomatologie virală. O ai, vid mai ales dintr-un pănesc, e un contact, încep tratamentul. Tratamentul care este deocamdată ca pentru orice virus pe care îl avem. Pneumonia este complicația cea mai cunoscută a acestui virus. Va fi și el învins. Eu sunt și pe cine afectează acest virus? Afectează toate vârstele, dar mai ales persoanele în vârstă cu comorbidități, cum zicem noi medicii, adică cu boli cardiovasculare, în primul rând, diabetul și nu numai. Deci sunt boli cu rezistență, care dau rezistență foarte mică, deci cu imunodepresie, cum se zice. Aceste persoane sunt afectate în primul rând, dar am văzut că a mai scăzut și la persoanele tinere de 20 și ceva de ani, 30 și ceva de ani și chiar la copii. Au apărut cazuri și la copii și am văzut undeva un copil unde mama are unul mititel și el, mititelul, are și el o vârstă foarte mică, are și el așa ceva. Deci a scăzut foarte mult, la văzut, chinezii n-au avut așa ceva. Iată că europenii au și la copii, nu foarte mult, într-adevăr, majoritatea sunt persoane în vârstă și mai puțin. Vreau să spun încă un lucru, să luăm în considerație și să... Vă rog foarte pe scurt, da.
să avem în atenție și persoanele mult în vârstă, că și se deplasează peste tot și dorința, am văzut și apelul italienilor și este corect al celor care locuiesc în Italia, români și italieni, să stea mult mai mult în case, mai ales persoanele în vârstă, și americanii fac aceeași, facem și noi același apel, să stea cât mai, așa cum spun autoritățile, să urmăm toată ruta pe care o spun și să ne liniștim puțin ca să putem face față acestui virus. Nu este chiar imposibil. Am trecut noi prin multe, deci nu este un virus care poate fi învins, asta cu siguranță. Știu că atât mai vreau să mai spunem, știu că ați declarat că vă oferiți voluntar pentru orice spital din Uniunea Europeană. Sunteți dispus să plecați chiar pe jos pentru a oferi asistență pacienților cu probleme în acea zonă? Eu zic că este un lucru pe care simte orice medic și eu îl simt mult în sensul ăsta, adică dacă un stat are nevoie cu adevărat, să zicem, domnule, Italia, dar vă dau un exemplu, are nevoie, am înțeles că au făcut apel la medicii italieni, chiar și la pensionari. Bun, și eu sunt într-o casă comună, Uniunea Europeană, și dacă are nevoie, uite, luăm pe românul acela care a zis că vrea să vină, avem nevoie de el. Mă ofer să ajut. E datoria oricărui medic să fie undeva să ajute. Deci eu sunt, mi-am făcut această ofertă, dar sunt convins că orice, repet, orice medic ar putea face acest lucru. Să nu uităm că există tot felul de organizații în sensul ăsta, Medici Fără Frontiere, nu știu. Deci, de ce nu? De ce să ne ajutăm dacă putem să ajutăm? Vă mulțumesc mult, domnule doctor! Să rămână și o seară bună tuturor telespectatorilor dumneavoastră. Vă mulțumesc, că vă aștept desigur și aici în platou la un moment dat. A fost prin telefon dr. Gheorghe Enache, medic primar boli infecțioase. Putem vorbi și de prevenție în demențe? Da, se poate vorbi și de prevenție. Tot vorbeam de gripă și infecții cu... și persoane cu demență ar trebui să facă vaccin antigripal. Toată lumea trebuie să fie vaccinată. Dar revenind, da, sunt niște factori de prevenție recunoscuți acum. Ei sunt comuni cu factorii de prevenție ai bolilor cardiovasculare și cerebrovasculare. Deci hipertensiunea, diabetul, tulburările dislipidemice, obezitatea, toți acești factori și în special hipertensiunea controlată în decada a 5-a de vârstă, este un factor de prevenție foarte eficient pentru care a dovedit o scădere foarte importantă a incidenței demenței după 70, după 65-70 de ani. Este foarte importantă decada a 5-a de vârstă. Cumva, cam cum îți pregătești bătrânețea, cam așa cumva se discută. Deci cum îți păstrezi patul vascular, cât de controlat este sistemul tău metabolic, contează foarte mult. După aceea, după 65-70 de ani, nivelul tensiunii se poate și se întâmplă multor persoane. Se normalizează, eu știu, nivelul colesterolului scade, dar este deja prea târziu. Deci, cumva, o atenție și pentru sănătatea creierului, dacă pot să spun așa, la persoanele tinere, că deja din decada a 4-a, 5-a de vârstă, este foarte importantă. Și nu contează numai, eu știu, cum arăți sau... În fine, răsunetul cerebral este foarte important. Deci asta se știe. De asemenea, evitarea traumatismelor craniocerebrale, tratarea corectă a depresiei, și depresie e un factor de risc. Care e legătura între demență și depresie? O depresie instalată acum ar putea să anunțe o viitoare demență? Nu, dar o depresie cu debut tardiv, cum spunem noi, deci după 50-55 de ani, care are o evoluție cronică, care răspunde destul de greu la tratament, s-a dovedit că este asociată cu leziuni vasculare microvasculare, care conduc treptat la degenerare, la proces neurodegenerativ, prin mecanism mixt, vascular și degenerativ de tip Alzheimer. Deci cumva este un preambul al demenței netratată corect și de asemenea netratată, dacă vreți, complexă, adică un control și a factorilor vasculare. Așa cum în diagnostic, pentru stabilirea diagnosticului este nevoie de o echipă multidisciplinară, de fapt, și în stabilirea tratamentului este nevoie tot de intervenții integrate, care sunt medicamentoase și, iarăși, diferite, deci cardiologice, neurologice, psihiatrice și asociate cu intervenții non-medicamentoase, non-farmacologice. Asta înseamnă tratamente psihologice, tratamente care se referă la comportament, nu prin mijloace pur medicamentoase. Asta înseamnă atitudini, tehnici de relaxare, de comunicare, de liniștire, și cei care lucrează în instituții, cel puțin cei care îngrijesc, ar trebui să le
stăpânească. Antidepresivele luate pe termen lung pot duce în cele din urmă la demență? Nu, în niciun caz. Am citit undeva și vă întreb. În niciun caz. Nici nu dau dependență, cum crede toată lumea. Numai anxioliticele dau dependență. Și hipnoticele. Dar antidepresivele nu. Cred că sunt importante și relațiile sociale, activitățile, eu știu ce stimulează mintea, mă gândesc. Da, sunt tehnici de stimulare cognitivă care se aplică persoanelor cu deficite cognitive ușoare sau chiar persoanelor diagnosticate cu demență în faze ușoare și medici, care mențin funcțiile cognitive foarte mult timp. Să se fac prin diverse. Noi și societatea are acum un proiect care constă în un fel de tratament prin psihodramă și spuneri de povești la persoanele cu demență și persoane chiar cu boală avansată care au tot felul de, eu știu, convingeri false, de tulburări de percepție care apar în cadrul, în cadrul bolii și care se corectează stând de vorbă, stabilind așa o comunicare bună, liniștind persoana, în primul rând ascultând-o. De multe ori se obține și mai este ceva foarte important. Multe din tulburările pe care și mă să le-ați menționat, la un moment dat familia nu mai poate, e adevărat, dar de foarte multe ori verificând de ce se întâmplă lucrul respectiv, de ce devine persoana agitată, de ce e iritată, constați tot felul de lucruri, de la cele mai simple. De exemplu, locuințe în care este foarte cald, locuințe foarte aglomerate, o alimentație nesănătoasă, conflicte în afara, adică care nu au legătură cu persoana. O persoană cu bolnavă care sunt într-o familie unde sunt certuri continue sau cineva vorbește un ton foarte ridicat. Observ că, de fapt, simptomul respectiv comportamental e declanșat de un factor din mediu, care dacă se corectează, se rezolvă. Da, asta înseamnă să fii atent și să identifici cauza. Și în fine, în ultimul rând, poate că trebuia să spun acest lucru, o persoană cu demență nu prea îți spune, mai ales într-un anumit stadiu al bolii, nu poate să-ți spună că o doare ceva. Pot să apară tot felul de afecțiuni intercurente, de exemplu, foarte frecvente sunt infecțiile urinare, eu știu, modificări ale tensiunii. Adică, de multe ori, agitația și tulburările de comportament sunt determinate de cauze care pot fi corectate dacă sunt diagnosticate. Deci o schimbare, chiar în cadrul... Demența este o boală cu evoluție, demența din boala Alzheimer este o boală cu evoluție foarte lentă. Foarte lentă. Când apare o modificare bruscă, adică dintr-o dată se înrăutățește foarte mult tabloul clinic, trebuie să cauți cauza. Ce tratamente? Sunt foarte puțin. Mai avem 4 minute până la finalul acestei emisiuni. Da, medicamentoase vă referiți în principal. În general, pentru că bănuiesc că se cercetează mult în lume în privința demenței. Cum participați la multe congrese, conferințe și atunci... Da, sunt două etape despre care vorbim. Odată declanșate simptomele, există un tratament simptomatic, adică nu țintește cauza, dar ameliorează simptomele, încearcă să... Este un tratament care... menține un status cognitiv acceptabil. Deci, cumva, contracarează o evoluție rapidă. Dar, sigur, de viitor, și sunt multe, multe tentative, ele s-au adresat, medicația aceasta a fost construită pe baza principalelor ipoteze etiopatogenice care stau la baza bolii Alzheimer, scăderea nivelului de acetilcolină, în fine. Deci, dar este pur simptomatic. Tratamentul pe care, la care, ca să zic așa, visăm și se fac foarte multe eforturi, dar este foarte, foarte complicat. Probabil că va fi un tratament, nu știu, de tip genetic, ceva, deci intervenții care să țintească mecanismele bolii, dar asta trebuie să se întâmple cumva într-un stadiu preclinic. Boala debutează, boala Alzheimer, cu 20-25 de ani înaintea semnelor clinice. Și atunci ar trebui intervenit, pentru că procesul de neurodegenerare, odată declanșat, el nu mai poate fi oprit. Poate fi ameliorat, poate fi stopat o perioadă, dar nu se poate opri. Și atunci intervențiile, mă rog, dorite, se plasează undeva într-un stadiu, într-o perioadă în care nu există niciun simptom clinic. Oare asta este, mă rog, destul de greu. Și probabil vor fi intervenții de natură genetică, pentru că boala nu se transmite, dar mecanismele sunt, nu se transmite direct, dar mecanismele sunt genetice, în sensul că se activează gene patologice la vârste mai înaintate, sub influența, nu știm, factorilor de mediu, factori emoționali, biologici. Întreabă o prescătoare, Irina, dacă sunt și terapii non-medicamentoase. Da, sigur, este o gamă foarte largă de terapii, dar asta presupune personal calificat în asemenea terapii. Care ca sunt și în depresie, de pseudoreminiscență, de stimulare cognitivă, de relaxare, kinetoterapie,
Foarte multe, dar ele presupun servicii specializate cu personal calificat. Și recomandarea este, de exemplu, și în instituții, deci în fazele terminale, să spunem așa, în care apar de multe ori tulburări de comportament, ghidurile europene acum recomandă terapii non-farmacologice și nu medicație prea incisivă, neuroleptice, de exemplu, adică medicații din această sedativă prea puternică. Sigur că dacă familia, revin la ceea ce am spus înapoi, înainte, dacă familia nu are disponibilități de îngrijire și este epuizată, solicită doctorilor tratament, tratament, sedare, liniștire, ceea ce nu este o recomandare, de fapt, medicală, autentică. Un pacient cu Parkinson va face și demență? Există o proporție de pacienți, ca și pacienți cu diabet, care, ca și pacienți după, ca și persoane cu accidente vasculare, deci după 4-5 ani de evoluție, mai ales netratat corect, pot face. Există o proporție de 10-15% din persoane care au o evoluție de acest gen, cu tulburări cognitive importante. Un minut până la finalul acestei emisiuni. O concluzie a temei noastre din această seară? Cred că pentru familii, să nu le fie rușine, să nu le fie jenă, să aibă curaj. Dacă li se întâmplă acest, au un asemenea eveniment, să-l abordeze cu, cum să spun, cu realism și cu răbdare, pentru că vor găsi soluțiile cele mai bune care să nu-i afecteze nici pe ei și nici pe cei dragi, să presupunem. Și să se sfătuiască cu doctorii, cu prietenii, cu persoane care trec prin această experiență și atunci va fi mult mai ușor. Pacientul poate și disimula o perioadă de timp toate aceste... Poate ascunde, da, poate ascunde. Totul depinde de foarte mult de mediul în care omul trăiește și relațiile pe care le are. De exemplu, s-a prezentat de curând o doamnă care mi-a spus: vă rog să nu spuneți la nimeni, să nu spuneți fiului meu, să nu spuneți nurorii mele, pentru că nu mă înțeleg cu ei și nu vreau ca ei să știe. Și care ne spunea numai nouă cât o să reziste. O altă problemă, și asta e ultima, poate că ar trebui ca în România să fie puse la punct aspecte legislative. Știți cum există în străinătate de advance directives, adică tu poți să spui din viață, dacă mi se întâmplă ceva, uite, n-am încredere, de exemplu, în fiul meu sau în fiica mea, vreau ca prietenul meu și avocatul cu tare să răspundă de mine. Doamna profesor, vă mulțumesc pentru prezența la Un Doctor pentru dumneavoastră. Cu plăcere, cu plăcere. Vă mulțumesc și dumneavoastră, Ora 20 Telejurnal, Ora 21 Investiții în România cu Sorin Burtea. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de TVR Internațional. Și-am ieșit. Articolul 7.